Bănuiesc că ai și ceva ajutor din partea statului, nu? Nu, așa ceva nu. Nu am prins până acum. Ha! Salutare, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast și l-am în premieră pe omul care m-a inspirat și omul care vă face și vouă, involuntar, seriile mai frumoase și live-urile noastre autentă de la el. El este nimeni altul decât omul cu Tourette, frate. Om, realul om care are sindromul Tourette. Mi-ar fi plăcut să nu aibă treaba asta, să vorbim la modul serios, adică serios, okay. Să, la glumă, dar totuși omul este un luptător, el este omul cu Tourette, îl găsiți și pe Instagram, o să apară aici sub noi, follow la băiat acolo și TikTok-ul în descriere. L-am adus pentru un mini-episod, nu o să fie exact un episod super lung cum sunteți obișnuit, 2 ore și... O să fie un mini-episod, mă bucur să l-am aici alături de mine. Pe tine te cheamă Andrei, nu? Da. Andrei, salut Andrei, pe mine mă cheamă Alex, ai zis că nu știi cum să-mi spui. Uite, de exemplu, am vorbit foarte puțin pe Instagram și tot ce auziți este în premieră. Eu nu știm nimic, absolut nimic despre el. Noi filmăm în premieră, tot ce auziți este în premieră, prima mea reacție și toate nebunile. Ca să nu mai lungim începutul ăsta, Andrei, care este numele tău real? Bă, numele meu este Andrei, în mare parte. Adică lumea îmi zice Andrei sau îmi zice magie. Mai de mult făceam și trucuri de magie, știi? Și s-au obișnuit să-mi zic magie, chiar dacă eu acum fac complet altceva. Ok. Sunt tânăr și neliniștit, știi? De ce? De ce tânăr și neliniștit? Pentru că fac foarte multe gălăgie, știi, oriunde aș merge. Și lumea reacționează urât la treaba asta? Lumea se uită foarte ciudat la mine, știi? Au impresia că am o problemă cu ei, știi? Dar, bineînțeles, nu am. Adică, dacă aș avea, vin în față, zic, urât-o, știi? Da. Și dau după aia vina pe Tourette. Ok, ok, nice. Spune-mi despre tine, câți ani ai? Da, eu am 27 de ani și sunt... Pule! Mulți înainte. Sunt din Mercurea Ciuc, dar locuiesc momentan în Brașov. Ok, ok. Ai 27 de ani, nu pare, zădeam 25. Spre 28 așa ușor. Ușor. Nu ți-e frică că înaintezi în vârstă, nu? Nu, vârsta e ceva, știi, e ceva normal, adică. Bine, dar unii au frică asta. Da, unii au frică asta. Bun, Andrei, 27 de ani, Miercurea Ciuc, Brașov momentan. De ce stai în Brașov? Bă, Brașovul e orașul meu de suflet, știi? Tot timpul am vrut să stau în Brașov. Ok. Și fiind și distanța mică dintre Miercurea Ciuc și Brașov, am ales Brașovul pentru e și oraș fain, și oamenii sunt frumoși și mi-a plăcut foarte mult. Și bineînțeles, sunt și oportunități. Ești singur acolo? Sunt cu un prieten. A, gen locuiești cu un prieten? Da, locuiesc cu un prieten cel mai bun, știi, el era din Miercurea Ciuc și după aia a venit și el recent încoace. Da, și stați cu chirie. Da. Și stăm în chirie, exact, amândoi. Ok, ok. Vă descurcați cu chiria? Cum? Da, normal. Aveți un loc de muncă ceva sau? Cum? Ai un loc de muncă? Da, eu lucrez în call center. Nu cred. Serios, deci eu lucrez în call center, toată lumea mă întreabă treaba asta, cum de lucrez în call center dacă ai sindromul Tourette? Cum? Cum? Și respect firma foarte mult, sincer, pentru că m-au lăsat să lucrez la ei. Povestește-mi un pic, adică cum lucrezi, ce faci în call center? Iei apeluri, telefoane? Exact, deci eu practic, pule, fute-o. Eu iau apeluri, mă sună cineva, știi, și na, bună ziua, cu ce vă pot ajuta și cam asta. Dar după aia eu am și ticul, știi, sau ceva, dar îi anunț după aia din timp. Vezi că am sindromul Tourette, eu fac așa și în general nu au o problemă. Ok, bun. Dar adică... nu-i anunț din prima. Prima eu iau apelul, îmi răspunde, mai zic niște căp. Deci după aia mă treabă, dar sunt ghiț? Nu, am sindromul Tourette. Dar foarte un respect și pentru firma ta dacă face treaba asta, să știi. Da, este chiar și eu enorm de mult. Bun, de cât timp lucrezi la ei? Am aproximativ un an și ceva. De ce ai ceva? E tocmai bine că te poți întreține și nu ai nevoie de ajutor extra sau... Bănuiesc că ai și ceva ajutor din partea statului, nu? Nu, așa ceva nu. Nu am prins până acum. Nu am prins până acum ceva de genul, știi, pentru partea de Tourette. Păi când eram mai mic, da, am primit ceva alocații speciale. Dar...
Păi stai un pic, statul nu ar trebui să ocupe un pic și de oameni ăștia care nu pot practic să lucreze așa? Bănuiesc că tu ai și niște ticuri gen, nu știu, nu doar verbale, ci și spasme cumva ale corpului. Ha! Da, exact. Păi și statul nu ar trebui... Mă iumești, nu? Da, statul nu... Nici n-am, de nici n-am încercat, sincer, știi? Nu știu în ce grad... Hei! În ce grad de handicap sau dizabilitate se încadrează treaba asta, știi? Pune! Ok, pune. Bun. Vrei să ne povestești un pic despre boala asta? Te deranjează? Nu, nu mă deranjează. Bun, spune-ne deci, cum, practic, cum a început toată treaba asta. Da, păi eu am început să am ticuri de la vârsta de 6 ani, cam pe acolo. 6, 7, 8, zona aia, știi? Nu știu exact. Uh-huh. Dar eu mă strâmbam foarte mult, știi, făceam așa. Ok. Ca și cum ți-a zice un secret, știi? Da, 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 da. Dar și după aia aveam ticuri, gen făceam ha, ha. Și asta în timp s-a agravat în adolescență. Pule! Ha! Și după adolescență s-a mai rărit. După iarăși a fost o stare de remisie. După iarăși, că e ca un val, știi? Așa se manifestă. Remisie, după okay. aia agravare, remisie, așa. Și tu ai, practic, ai tăi sau tu cu ai tăi, ați, cum să zic, ați identificat-o din timp, nu? Sau ai stat nu, așa? Eu am fost, dar am fost la medici și așa mai departe, știi, dar multe pastile, multe prostii, nu s-a bazat deloc pe partea de acceptare, știi? Că bă, adică să-mi zică direct în față, bă, vezi că ăsta e sindromul Tourette, așa se manifestă, tu că ăsta o să treci toată viața, știi? Îmbrățișează-l. Nu am făcut așa ceva, știi? Din păcate. Pe asta ar fi trebuit mai mult să se ocupe decât să bage pe medicamente pe gât. Bine, dacă ai... Hei! Dacă ai o... Dacă ai o stare mai nașpa, mai severă de Tourette, atunci da, în cazul ăla se optează pentru medicamente, dar nu specifice pentru Tourette, dar te afectează pe fond puli, pe fond psihic. Adică tu, practic, există mai multe variante ale sindromului Tourette? Da, există mai multe variante. Există de la caz ușor până la caz foarte sever, în care pur și simplu pici de pe picioare, știi? Wow. Pici din picioare și începi să ai convulsii. Și ne poți spune și nouă, dacă nu te superi, cam ce grad ai tu? Unde te situezi? La mine e ușor spre mediu. A, deci e ușor spre mediu, nu e agravat, e ok. Okay. Sunt momente în care am crize, în care fac mai multe ticuri. Ok. Dar durează 5 minute, 10 minute. A, dar te calmezi după. După aia, da. Și tu, da, în momentul ăsta de față, tu urmezi un tratament? Nu. Nu, eu nu iau niciun tratament, am renunțat la medicamente și la tâmpenii de gen. Nu crezi că există sau? Ai preferat să-l îmbrățișezi. Nu știu, ce se întâmplă în mintea ta, sincer, acum, când tu te simți așa... E un haos. E un haos, nu? Adică... La mine în creieraș se întâmplă, dacă de exemplu aud cuvinte ciudate, pot să le repet. Și dacă sunt cuvinte vulgare, și alea le repet. În mare parte, treaba cu vulgaritatea se numește coprolalia. Doar 4% din persoanele cu sindromul Tourette au coprolalia. Oh, care okay. face parte din spectrul Tourette. Ok. Da. Și de ce? Pentru că eu te observ, scuze-mă că te-am întrerupt, eu te observ pe tine, da. Că tu te poți cumva controla. Adică chiar dacă ai treaba asta, uite, poți să porți o discuție, nu e așa de deranjant. Uite, pentru mine, sincer, e prima oară când port o discuție cu un om care are sindromul Tourette. Primele 30 de secunde au fost un pick-up, a apărut acolo pulă și atât. Da, dar apoi am fost așa, uite, vezi, tu te poți controla și asta, cred că e super. Cred că e super, nu, controlul super. În sine e puțin mai dificil, pentru că eu dacă mă abțin o perioadă multă de timp, fac mult mai grav. Dar în timp ce vorbesc, dacă aș vorbi non-stop așa cum vorbesc acum, fără să fac pauze sau fără să mă opresc, paf, te poți controla. Timp. E bine treaba asta. Dar te-ai documentat foarte mult despre boală, cred. La început și când eram mic. Știi? Și când eram mic. Și... Eu știam de mult cam până m-au diagnosticat prin 2010. Da. Ok. Și tu ai... nu știu, există vreun tratament pentru treaba asta? Nu. Specific nu. Dar cine... Un caz măcar în toată lumea și-a revenit din treaba asta? Nu. Poți să iei pastile, dar te distruge psihic și ticuri oricum faci.
Da. Singurul lucru care ajută și funcționează este uleiul de cannabis. Păi cu ce te ajută? Pur și simplu nu mai faci ticuri deloc. Eu nu mai fac ticuri deloc dacă iau ulei de cannabis. Și gen O perioadă de 6 ore, să zicem. nu abuzezi de el, nu? Nu, normal, dar oricum nici nu ai cum să-l procuri aici în România, pentru că ăla medicinal nu e legal aici încă. Eu luasem în Italia când a fost în Italia și acolo s-a dat, știi, medicinal. Păi bă, stai un pic, de ce nu pot să înțeleg treaba asta? Este o idioțenie ieșită din comun. Tu ești un om și în România mai sunt oameni cu sindromul Tourette, clar? Sunt sigur, sunt sigur. Pe tine te ajută uleiul de cannabis, adică îi devii un om normal, între ghilimele, că ești un om normal. Dar de ce tu ca Fute-o. țară să nu dai drumul la așa ceva, să procuri un tratament, un medicament care ajută oamenii de genul? Da, nu știu, sincer. Doamne, o E... idioțenie complet. Mamă, mamă, mamă. Nu, deci nu-ți poți decât să faci Este. nervi. O idioțenie. Bun, Andrei, totuși, având și sindromul Da. ăsta, și îmi place de tine că ești un luptător. Și tu ești un luptător și de ce? Pentru că nu ți-e rușine cu ceea ce ești, cu ceea ce ai și cu ceea ce ai devenit cu sindromul ăsta. Adică l-ai îmbrățișat, cum ai spus tu. Și ca drept dovadă te-ai apucat de TikTok, corect? Cum a fost ideea asta? Zine și nouă, cum a fost ideea asta? Cum te-ai apucat de TikTok? Da. Așa, bun. Deci, ideea cu TikTok în sine a fost, practic, eu am făcut doar, un videoclip informațional, știi? Nu a fost ceva că, mamă, voiam să mă apuc de TikTok, pentru că mie, la început, nu-mi plăcea TikTok-ul absolut deloc. Pentru că prietenii mei stăteau pe TikTok non-stop și eram ce, mamă, dar mai lasă TikTok-ul ăla, știi? Nu-mi plăcea. Și am zis că, mi-a zis un prieten că, bă, dar postează și tu un videoclip. E, ok, hai să facem. Și am postat primul videoclip în care ziceam, mulți mă înseamnă cu, mulți mă, cum era? Mulți mă întreabă cum este să ai sindromul Tourette, știi? Și am arătat o parte din ticuri. Cum se fac ticurile. Și videoclipul ăla a explodat după 2 zile, a făcut vreo 100 și ceva de mii de vizualizări. Pule. Și după aia am început să postez mai des, mai des. A fost o perioadă de, cum să zic, să zicem așa, linie în care nu prea se uitau prea mulți persoane. 2000-5000 pe acolo. Până am ajuns să postez un clip în care am făcut un challenge, în care eu, sindromul Tourette, deci Tourette versus ceva, în care am început să țin un ou în mână, știi? Și de acolo Și cu a pucnit. mâncarea am observat. Ce faci tu pe TikTok-ul tău? Eu fac Tourette versus viață, Tourette versus Adică practic le activități. arăți oamenilor cum arată viața ta sau cum ar arăta viața lor dacă ar avea sindromul Tourette. Exact. Și eu cred că e bine Pule. treaba asta. Eu cred că e bine treaba asta. Și de ce? Pentru că omul zice, da, mă, uite-l pe băiatul ăsta, să cu are și el sindromul Tourette. Da, în jur, are niște ticuri, da, e. Dar nu să pune și el, bă, uite, vreau să fac și eu o mâncare, vreau să ieși eu pe stradă, vreau să, nu știu, să fac și eu orice activitate pe care o face un om normal și De acord. treaba asta mă încurcă. Bun, păi și în momentul Exact. de față îți dorești să continui cu TikTok-ul, cred, nu? Poftim? În momentul de față îți dorești să continui cu TikTok-ul? Da, normal, normal. E ceva de care cel mai probabil nu o să mă las nici în viitor, nici, A devenit pentru că ceva care te aprind ajută foarte pe bine la tine. public și Oamenii te cumva îmi place și acceptă. mie treaba asta. Te acceptă, Da, nu? da. Da, bine, primesc și hate, îți dai seama, pentru că Dar nu de e ce ai ceva ieșit primit din comun. hate? Cum? De ce ai primit hate? Nu știu. Ce hate? Ce tip de... Hate-ul în sine că mă prefac, că o fac pentru faimă, că o fac pentru like-uri, dar nu e cazul, adică îmi dai seama. Da, ai stat live vreodată? Live? Pe TikTok. Pe TikTok? Da. Da, am făcut și live-uri pe TikTok. Eu zic că ar trebui să faci mai multe live-uri ca oamenii care intră să te vadă adică firea ta, cum ești tu, ca să nu zică că bă, un clip de 15 2 un minut, 15 secunde sau un minut, tu te poți preface, știi? Cum fac eu. Că eu mimez treaba asta. Bun. Ai te uitat la vreun videoclip de-al meu? M-am uitat la podcastul pe care l-ai făcut ultima oară și... Nu mai, nu, dar mai văzut cum fac eu sindromul Tourette? Nu neapărat. Ia, încearcă să faci. Mamă, e ciudat.
Gen, bine, eu nu, eu am, gen de aici, eu, sau așa, astea-s două și după aia le-am, gen, salut Andrei, ce faci? Așa. Original versus, tu ești varianta originală, eu sunt varianta de pe Wish. Focă. M-am încercat să faci. Ia, încearcă să faci, buci, focă, știi? Gen, fără convulsii, dar trebuie să ai o convulsie, buci, cu, băi. Buci. Da, deci trebuie să dai, băi, nu vreau să mă, eu fac pentru amuzament, dar ferească Dumnezeu, bă. Da, niște. Doamne, ferește. Sper că nu ți-o te deranjeze niciodată treaba asta, eu de la tine m-am inspirat. Eu stăteam și nu, mă uitam pe TikTok, așa am dat de tine, mă uitam pe TikTok și te-am văzut când făceai, nu știu ce, cu, făceai o rețetă, ceva. Și am intrat și zic, băi, nene, zic, omul ăsta e chiar fascinant. Și m-am uitat și am intrat pe pagina ta și am luat-o de la primul și dă-i tată și m-a uitat Dumnezeu acolo. Și am zis, zic, bă, eu am o serie de podcasturi, zic, eu aș vrea să fac omul ăsta, măcar, nu știu, chiar dacă nu un podcast cap-coadă, pentru că, nu, eu sunt un om care, să știi, sunt, da, nu, sunt un om care zice pe față. Și știu că pentru privitor sunt curioși oamenii, tocmai de-aia, sunt curioși și intră pe tine, zice, bă, ia, băiatul ăsta are turet, hai să-l vedem și noi, te vede, 10 minute, 15 minute, dar pentru... Pe, gen, pe o perioadă lungă, un podcast normal, ar fi deranjant pentru ei tocmai de asta, știu? Pentru că omul, eu știu ce urmărește omul, știi? Și tocmai de asta am zis, bă, vreau să am o discuție cu el, chiar dacă e 10 minute, 15 minute, nu contează, nu contează cât vorbesc cu om, vreau doar să-l cunosc, vreau doar să aflu eu din gura lui. Una e să citesc o descriere acolo ce pui tu pe un story, pui tu pe un clip pe TikTok și alta e să te văd eu, să vorbesc eu direct cu tine. Tu te-ai gândit să te apuci de YouTube vreodată? M-am gândit și la treaba asta cu YouTube, știi, dar momentan cumva e prea mult pentru mine, știi, pentru că cum am început cu TikTok cu foarte mult, majoritatea sunt pe TikTok, știi, și na, sunt și clipuri scurte pe care pot să le fac, le răspund mai ușor și persoanelor, mai fac și live-uri pe acolo. Cumva pentru mine TikTok-ul a fost cea mai ok platformă, să zicem, unde pot să descriu treaba asta, știi, pentru că și algoritmul față de YouTube e diferit. Și cumva ajunge informația mai rapid la oameni decât pe YouTube. Tu ești un om deștept, să știi. Mi-am dat seama din prima clipă în care am început să vorbesc cu tine. Tu nu ești un om prost, să zicem. Tu ești un om deștept. Și eu personal eu mi-aș dori să te-am ca prieten, sincer. Păcat că nu ești din București. Am fost în București acum pe 18. Data viitoare când dai acolo, când dai în București, pui mâna, dai mesaj. Chiar aș vrea să ne vedem face to face. Clar. Bun, ne vedem, vreau să-ți dau niște întrebări de la oameni dacă nu te deranjează. Am postat repede că sunt cu tine și oamenii au avut câteva curiozități. Cât ți-am apucat repede să ne dea oamenii în 20-30 de minute, ok? E ok? Nu am înțeles. Zic, vreau să-ți pun niște întrebări de la oameni. Bun. Bun. Lungu Diana zice, bine, sunt întrebări la care ai mai răspuns. Lungu Diana 28 zice, este din Miercurea Ciuc? Da, sunt din Miercurea Ciuc. Bun. Lucas Alex 199 zice, ce poți face cu turet, cu sindromul turet, adică care sunt activitățile pe care le poți face, cred că se referă. Orice. Deci eu pot să fac orice, ceea ce faceți și voi ca persoane, numai că cu ticuri, știi? Uh-huh. Puls minus, intense sau mai puțin. Ok. Radu 5329 zice, de ce noi mergem, e mai amuzantă întrebarea, de ce noi mergem pe drum și nu drumul merge sub noi? Cum? De ce noi mergem pe drum și nu drumul merge sub noi? Da, păi la întrebarea asta nu am un răspuns. Nici eu nu am, adică nu cred că... Bun. ISM Erkan 3 zice, când a descoperit care are sindromul Tourette, când a descoperit și cum a reacționat? Da, deci sindromul Tourette la mine s-a manifestat de la vârsta de 6 ani și cum am reacționat, sincer, nu prea am avut eu o reacție de așa wow, știi? Dar eram că, băi, de ce fac așa? De ce? Că toată lumea zicea că fac ceva. Știi? Pentru mine devenea ceva normal deja. Pentru că nu băgam de seamă. Mă strâmbam, mă zic, bă, ok. Dar după aia, după un timp s-a observat, știi, că fac din ce în ce mai mult și din ce în ce mai mult. Zic că ok, asta ar trebui să fie o problemă. Puff. Ok, ok. Puff. Alexandra 06 zice, sindromul este din naștere sau făcut pe parcursul vieții? Deci sindromul Tourette te naști, știi? Dar nu e ca și cum te-ai născut și deja începi să faci. Ok, da. Nu, te naști cu genele de la sindromul Tourette și se manifestă în timp. În general 6-10, pe acolo, vârsta.
Dar sunt și oameni care nu pot să se nască cu genele și să nu facă sindromul Tourette? Mai rar, pentru că ei deja au genele respective, dar au nevoie de știi, o sperietură, un șoc, ceva, ca să declanșeze treaba. Ah, ok. Oricum, mai devreme sau mai târziu o să facă. Dacă nu face până în 10, 7, până în 10 ani, să zicem așa, e posibil să aibă doar niște ticuri legere și cam atât. Ah, ok. Nu face Denis boala asta. A Razan zice: cum ești privit de restul oamenilor când văd ce probleme ai? Ce probleme ai? Asta nu am înțeles-o, că te-am auzit foarte prost. Am spus: cum ești privit de restul oamenilor când văd ce probleme ai? Se miră foarte mult, știți? Deci am un efect ciudat asupra oamenilor. Dacă ești pe stradă, de exemplu, majoritatea se uită, se întorc în spate, se uită. După aia, recent, am fost în oraș și am trecut pe lângă niște oameni și erau soția persoanei respective. I-a zis că nu te mai uita, nu te mai uita așa la el. Nu vezi că are o problemă? De? Deci sunt tot și tot felul de reacții. Alții mai râd, alții mă întreabă dacă sunt ghid, dar nu. Ha. Bun. Ha. Marian Costă Pule. spune: mamă, ce-mi place omul ăsta. Îl urmăresc pe TikTok de mult. Salut, salut, sunt Andrei și am Sindromul Tourette. știe și intro-ul. Te pupă, Marian Costi. Ciocapic Salut, spune: cum e când face sex gen cu ticurile aud. lui? Bă, deci întrebarea asta e cea mai genială și mă întreabă tot timpul. Toată lumea mă întreabă. Dar bine, ca să vă răspund și vouă, știi, eu sunt cel care face gălăgie. Și în locul ei. Nu mă așteptam niciodată la răspunsul ăsta. Ai și simțul umorului. Uite, ești un om super. Ești un om super. Bun. Da. Bun. Ce planuri are cu TikTok-ul pe viitor? Să continui treaba asta cu TikTok-ul. O să continui să postez videoclipuri. Mie îmi place să fac caterincă și haz de necaz, adică cum să zic, să fie mai simplu, autoironie pe sindromul Tourette, îmi place să fac treaba. Nu o să las niciodată ca boala să mă definească. Ok, mamă, bun, mă bucur super mult că gândești așa, să știi. M.M. Răzvan spune: are de gând să pleci în străinătate pentru un tratament? Nu. Nu, ok. Nu, niciodată. De ce? Dacă ar fi să existe un tratament, un leac, să zicem așa, nu l-aș lua niciodată. E ca și cum mi-aș dona un organ. Adică tu chiar l-ai îmbrățișat de tot, Andrei, să știi. Da, deja face parte de mine. Pă! N-aș mai fi eu. Pă! Dar ai avut vreun moment vreodată când te-ai crezut anormal? Când? Când te-ai crezut anormal, cumva? Da, când eram mai mic, da. M-am crezut foarte anormal. Pentru că vedeam multe persoane care nu aveau problema asta, știi, și eram discriminat. Pa! Ok. Întrebările oamenilor le-am luat, da, să știi. Am postat rapid, deci am avut câteva întrebări. E bine că totuși că le-am avut și pe acelea. Au trecut, da, 23 de minute, nu știu când au trecut, să știi. M-am simțit super, da, bine, super bine cu tine. Și aș vrea de final să zic eu, mi-aș dori să nu te schimb niciodată, Andrei. Mă bucur nu, super mult nu. Că te-am cunoscut și că tu îți îmbrățișezi chestia asta și ești un model pentru unii oameni. Pentru unii oameni care se plâng pentru orice nimic și tu, uite, cu o boală, un sindrom, o boală care practic îți afectează toată viața. Orice chestie o făceai și o faci, ți-o afectează. Tu mergi înainte, tu îi dai înainte și cred că ești un exemplu pentru noi. Și îți mulțumesc, bă, pentru, mulțumesc, îți mulțumesc că existi, să știi. Și faci și treaba asta și ne arăți și nouă. Cu drag. Andrei, mulțumesc, ești un om super. Sper să ne mai revedem și cu prima ocazie când vin București, te rog frumos să-mi dai mesaj, bine? Dacă ai un gând să le zici oamenilor de final, te las pe tine. Da, păi vă mulțumesc mult de tot pentru sprijin și susținere și mă bucur că vă ajută informația și videoclipurile pe care le fac. E într-un fel amuzant sau mai puțin, să zicem așa, dar atâta timp cât știți că boala asta, sindromul există, pe mine mă bucură foarte mult pentru că scădem din ce în ce mai mult, să zicem, stigmatizarea despre sindromul Tourette. Super, super. Băieți, eu am fost Conacu, el a fost Andrei, omul cu Tourette, urmăriți și pe Instagram, vă rog, acolo și pe TikTok, că face o treabă extrem de bună și cu tot cu ceea ce înfrunte el acum,
își găsește acolo un loc ușor și pentru noi să ne arate și nouă cu ce să mănâncă toată nebunia asta până ce trece el acum și ne face și să zâmbim. Asta contează la finalul zilei, să zâmbim. V-am zis de multe ori și așa trebuie să vă obișnuiți. Eu am fost Cunam, el a fost Andrei, vă pupăm și vă mulțumim că ne-ați uitat, că v-ați uitat la noi. Am și un pic de emoții. Te pup, salut! Salut!